pare rău și-mi ceri împăcarea. Crezi că-i ușor să-mi uit supărarea? Nu știi ce aripi mi s-au flânt, că nu am vrut să mă mai vezi plângând. Jean Gavril a debutat în 2004 cu piesa Nebun de legat, care a marcat începutul unei călătorii artistice pline de pasiune. Pe parcursul celor 10 ani de carieră, Jean a avut numeroase colaborări cu artiști precum Feli, Doc și Nosfe. Deși a studiat arhitectura, el a rămas fidel pasiunii sale pentru muzică. Cu o hotărâre nezdruncinată și o încredere solidă în propriul său talent, artistul continuă să-și urmeze drumul în universul muzical. Pentru ce îți pare rău? Călătoria în lumea muzicii pentru mine a început în clasa 1. Am primit de la mama și de la tata o chitară, cadou de ziua mea. Și de acolo am fost pur și simplu fascinat de muzică. Atunci am descoperit pentru prima oară muzica și am început să studiez cu un profesor în Constanța, de la Liceul de Arte. Profesor care și-a dat seama că am înclinație și eram talentat la treaba asta, pentru că am avansat destul de repede și iată-mă, după vreo 2 ani de zile deja concuram cu copii mult mai mari ca mine. Și mi-a plăcut, a fost un început super tare. Și după am început să mă folosesc de talentul ăsta la muzică, să mă scot din probleme pe la școală, să cânt pe la serbări, pe la tot felul de spectacole, am intrat în trupa de teatru și știam că au nevoie de mine și mereu mă foloseam de treaba asta ca un mic șantaj așa. Care este relația pe care o ai cu chitara? Te ajuți de chitară în momentul în care compui o piesă? Da, mă ajut. Chitara este instrumentul de bază cu care scriu, cu care îmi fac armoniile pentru textele pe care le scriu. Am o chitară la studio, am o chitară acasă, am o chitară la sala de repetiții. Și e ceva indispensabil, adică mi-e greu fără chitară. Și când nu e chitara, caut un pian sau o clapă, ceva. Pentru că ai menționat de trupa de teatru, ai abandonat teatrul sau au mai existat de-a lungul timpului și alte proiecte în zona asta de teatru? Trupa de teatru a început în liceu și am avut niște experiențe plăcute care m-au făcut și mai curios despre această industrie artistică. Mă gândeam cum ar fi să dau la actorie, cum ar fi să fac asta pe bune în locul muzicii. Și uite-te, în clasa 12-a, când a trebuit să îmi aleg facultatea, am avut de ales între muzică, conservator, teatru și arhitectură. Și am ales exact facultatea la care nu mă pricepeam, adică arhitectura. Am făcut Ion Mincu și am făcut asta doar pentru că muzica a fost acolo toată viața mea. Teatrul îl făcusem în liceu cu trupa și pot să zic că nu mă regăseam 100% acolo și am mers cu arhitectura. Arhitectura. Da, pentru că oricum sunt arte toate și mă gândeam că dacă sunt muzician, mă duc la muzică, îmi limitez cumva orizontul. În drept urmare am zis, hai să le studiem pe toate și vedem. Știu că uneori te mai iubesc și singură, deci ne vedem la tine când tu ești singură. Să ne culcăm cu fața la stele, unde capul tabila pe care încă nu o am. Fată, bea cu mine în noapte, știi că te-aș iubi mai zilnic. Bea cu mine, fată. Te-a ajutat arhitectura în construcția muzicală? Da. Școala de arhitectură a fost, cred că, cea mai bună școală pe care puteam să o fac. A fost foarte grea.
m-a ținut în priză și captivat toți anii ăștia, că au fost ceva ani. Și mi se pare că e o școală pe care aș recomanda-o oricui, pentru că te învață să proiectezi lucruri. Și prin lucruri putem să ne referim și la viață, și la carieră, și la familie, și la, nu știu, muzică. E o școală de proiectare, de fapt. Dar te vezi profesând ca arhitect? Nu m-am văzut niciodată profesând ca arhitect. Pentru că muzica a fost întotdeauna pe primul loc și mă face cel mai fericit. Însă faptul că eu mi-am păstrat gașca din facultate, adică sunt înconjurat 90% de arhitecți, îmi place și n-am putut să renunț la ei și am păstrat arhitectura în suflet și când ne întâlnim, discutăm și facem ping-pong de idei, concepte, facem corecturi în continuare. Mă inspiră în general dialogul și critica, adică asta am învățat în școală. Câștigă cine are cel mai bun argument. E o școală de argumentare acolo. Și asta m-a făcut să aplic anumite principii și în muzică, pentru că totul este subiectiv și chiar și muzica pe care o faci sau o creezi, trebuie să crezi în ea cu adevărat, trebuie să o proiectezi tu și după aia câștigă cel mai puternic argument. Adică eu nu fac muzică ca să placă altora. Eu fac muzică să-mi placă mie. Cel puțin așa îmi place să cred despre mine și asta încerc să fac. Cum ajungi să compui o piesă? Ce te inspiră cel mai mult? Ai un ritual pe care îl faci în momentul în care compui o piesă? Multe dintre piesele pe care le-am scris și compus au venit la mine pur și simplu, în momente în care nu le așteptam. Și sunt scrise despre întâmplări care mi s-au întâmplat mie, sunt ale mele. Și unele sunt triste, altele sunt fericite. Pot spune că una dintre cele mai notabile este o baladă pe care am scris-o, e o baladă tristă. Am scris-o în momentul în care cineva drag a murit, era tatăl colegului meu de apartament cu care locuiam în facultate, un domn comandant de vas, și așa am scris eu piesa Ultimul Val. A venit în perioada aia la mine, eu fiind alături de Jacques, de prietenul meu, trecând prin toată povestea asta tristă, și am fost foarte empatic și pur și simplu m-am trezit scriind piesa asta, adică într-o zi a venit la mine. Și ca să merg și mai departe în poveste, în momentul în care am făcut primul demo la piesă și am tras refrenul, nu aveam strofele, refrenul spune așa: ultimul val pe ultima barcă, încă un suflet pleacă spre larg, ultimul val ne ia și ne poartă, încă o suflare către catarg. Și am tras eu refrenul, e un vals destul de lent, și când am simțit-o și am simțit eu că e gata, eram într-o seară la studio cu Lucian Noghi, care e producătorul meu, i-am trimis-o lui Feli. I-am zis, păi, demo-ul ăsta trimite lui Feli. Ca două zile mai târziu să aflu că tatăl lui Feli murise exact atunci când i-am trimis eu demo-ul. Și eram, wow, s-a întâmplat, it just happened. Și a trecut o perioadă, a fost o perioadă grea, vă dați seama, și Feli a zis da, normal, pentru că era acolo, trăia același lucru. Ne-am conectat de când ne-am cunoscut, cel puțin artistic vorbind. Mie îmi plăcea foarte mult ce cântă, ei îi plăcea foarte mult ce cântam eu și a fost doar natural. Adică eram în același studio, în aceeași cameră, am scris de foarte multe ori cu ea, și pentru mine și pentru ea, și parcă nici nu trebuie să o întreb. Adică dacă am nevoie de ea, trebuie doar să o sun, să-i spun vino. Și sunt sigur că o să vină, că și eu aș face același lucru pentru ea. Ne scufundăm împreună în abis, când ultimul incendiu dintre noi s-a stins. Ne scufundăm împreună în abis, rămânem fără aer pe-n vals, în paradis. Ultimul val pe ultima barcă, încă un suflet pleacă spre larg. Ultimul val ne ia și ne poate.
te-ai împrietenit cu emoțiile scenei? Ciudat este că nu am emoții pe scenă. Pe scenă sunt ca la locul de joacă, sunt ca peștele în apă. Adică am mai multe emoții în viața de zi cu zi decât am pe scenă. Pentru că ceea ce fac mă bucură foarte mult, îmi place să mă pierd acolo în moment. Pentru mine un concert, în mintea mea trece, zici că durează 10 minute. Deși e un concert de o oră, tot ce se întâmplă acolo e așa ca într-o bulă și e amazing. Intru, mi-am și construit show-ul cumva să înceapă lent, să urce până într-un punct maxim, să mai coboare puțin și după aia iarăși să urce și se termină mereu super puternic. Doar mă bucur când sunt pe scenă, de fiecare dată. Și am observat că sunt și zile în care poate n-ai chef să te urci pe scenă. N-ai chef, pur și simplu, că așa te simți, că nu poți să mint ceea ce simt. Dar te duci, te urci și de fiecare dată, chiar dacă mă urc fără chef pe scenă, ajung la sfârșit în cel mai fericit posibil. Deci fără excepție. Îmi dau seama că eu fac treaba asta, muzica, pentru live. Adică îmi place muzica live, îmi plac concertele, îmi place să mă plim prin țară, îmi place să ne întâlnim între noi artiștii pe drumuri, prin benzinării, pe scene, plus că îți faci prieteni peste tot pe unde te duci și de fapt îți dai seama că nu ești de fapt niciodată singur, ești o familie mai mare și artiștii noi între noi ar trebui să ne susținem mai mult între noi, pentru că și așa suntem puțini și așa această industrie despre care se vorbește doca denumită un chioșc trist, pentru că așa este. Muzica produce mai puțin bani decât v-ați imagina, cel puțin direcția în care lumea se îndreaptă, societatea se îndreaptă către partea asta de imagine, începi să vinzi o imagine mai mult decât muzica. Muzica nu o mai cumperi de la magazin sau să o asculți, acum este streaming, se vor întâmpla niște schimbări la care noi trebuie să ne adaptăm și privesc un pic cu teamă viitorul. Unde ești tu? De-a lungul timpului, în cei 10 ani de când ești prezent în industria muzicală din România, ai adunat foarte multe piese. Te-ai gândit să scoți un album? Mi se pare foarte amuzant cum am reușit eu să stau 10 ani în industrie fără să lansez un album. Am lansat numai single-uri, dar cred că nimica nu este întâmplător. Am fost într-o perioadă de căutare. Acești 10 ani mi s-a spus din foarte multe părți, tu ar trebui să faci așa, tu ar trebui să faci așa, cum ar fi dacă... O căutare a stilului, da, pe care vrei să-l cânti. Da, a fost o căutare a stilului pe care vreau să-l cânt. Este destul de ușor de înțeles că îmi place să am o trupă și să sune rock sau înspre partea de chitare electrice și trupă clasică, însă am vrut să o duc un nivel mai sus și să aduc un plus industriei rock care există deja în România și cu care am crescut. Am zis, hai să încercăm să step up the game. Personal, nu am fost niciodată fan al rock-ului românesc, pentru că a fost trist întotdeauna. Adică lumea în 2000 începând era... Totul se cânta în minor, dar inclusiv acum, în momentul de față, încă se cântă așa trist, în minor, în acorduri minore, cu versuri melancolice, blue. Și mie nu mi-a plăcut niciodată treaba asta. Drept urmare am zis, ok, eu să cânt în acorduri majore, cu mesaje pozitive, muzică de dans, cu tupeu, așa. Îmi dai și mie un fond.
Știu că tu ai și o pasiune, mai exact motocicletele. Cum îți hrănești această pasiune? Unde o duci? Ori cât mă ține rezervor, o duc oriunde. Mă plimb cu motocicleta. Pentru mine este momentul de deconectare totală. În momentul în care te urci pe motor și pleci, de obicei fac drumuri lungi, adică măcar 2 ore, și intri într-o stare de flow în care uiți despre cine ești și ești atent la trafic, pentru că motociclismul este o activitate destul de periculoasă, să zicem, cu riscuri mari. Drept urmare, trebuie să fii conectat. Ești tu cu viața ta în mâini și n-are rost să te gândești la altceva, că nu contează altceva. Și e o metaforă acolo. În momentul în care conduci motocicleta, îți dai seama că nimic nu contează de fapt, că ești doar tu, ești prezent și asta este o stare de flow. Muzica are puterea de a influența publicul într-un mod pozitiv, ne dorim, să transmită un mesaj, să deschidă minți. Tu ți-ai propus să faci asta cu muzica ta? Nu mi-am propus. Este scopul meu suprem. Să reușesc să trec de mine. Eu nu contez. Eu sunt în slujba celor care mă ascultă, oamenilor care se conectează cu muzica mea. Este o chestie lipsită de ego și de asta poate mi-a luat și mai mult timp să îmi dau seama în ce direcție vreau să merg, pentru că am testat foarte multe stiluri și am abordat diferit muzica, tocmai ca să caut ce mă face pe mine să simt cel mai mult. Și care este stilul de care te simți cel mai apropiat? Îmi place rock-ul american, simplu, trashy, Black Keys, Arctic Monkeys, stilul ăsta. Și crezi că ar avea succes în România? Habar nu am, urmează să aflu, dar eu oricum o să fac. Adi Despot spunea să merg înainte pe filmul ăsta pentru că lui se pare o idee bună și cred că asta o să fac, adică la asta lucrez acum. În același timp îmi place foarte mult și să păstrăm ideea de cum ar trebui să arate un bărbat pe scenă, și anume un bărbat care să se îmbrace frumos ca un bărbat, gen să fie mai la costum, mai în direcția respectivă, să fie respectos, să vorbească frumos cu femeile. Drept urmare, cumva, mi se pare că țintesc către un model. Aș vrea să reușesc să devin un model, dar un model corect. Old school, clasic, cum au fost mari cântăreți bărbați în țara asta. Mi se pare că, deși fac asta de 10 ani, mi se pare că simt că nici n-am început, așa e. Cred că scopul pe care îl urmăresc e, de fapt, să fiu om, normal. Nu vreau să epatez cu ce nu sunt. Vreau să explic oamenilor că nu trebuie să încerce să fie ceea ce nu sunt ei, pentru că o să le aducă doar un gol în suflet pe care nu o să poată să-l umple cu nimic. We'll be right back.